Apăsați pe microfon. Domnule președinte, stimați colegi, declarația mea politică se referă la eliminarea timbrului de mediu, efecte și consecințe asupra oamenilor. La începutul acestui an a fost eliminat timbrul de mediu. Legea numărul 1 din 2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative care includ eliminarea timbrului de mediu, a intrat în vigoare de la 1 februarie 2017. Măsura este în concordanță cu decizia Curții de Justiție, care a declarat ca fiind ilegală respectiva taxă. Deși au trecut deja câteva săptămâni, Guvernul, prin Ministerul Mediului, n-a venit cu o măsură clară pentru cei care au plătit această taxă și urmează să o recupereze. De asemenea, Guvernul nu a alocat fonduri de la bugetul de stat, recent aprobat, care să acopere banii ce urmează a fi returnați persoanelor îndreptățite. Stimați colegi, ultimele declarații ale Ministrului Mediului au scos în evidență mai mult ideea că deținătorii de autovehicule ar trebui să plătească o nouă taxă, neclarificând problema care deja există. Ministrul a mai relatat că au existat oameni care încă n-au plătit taxa, alții nu, sau au existat oameni care au fost obligați să plătească taxa, iar alții nu. Conform calculelor trimise, restituirea sumelor încasate în baza Ordonanței de Urgență numărul 19 din 2013 a timbrului de mediu, plus dobânzile aferente, s-a ridicat la aproximativ 6,5 miliarde de lei. Înainte de a impune măsuri compensatorii, așa cum s-a exprimat vicepremierul Daniel Constantin, actualul ministru al mediului, consider că ar trebui să ne preocupe să facem dreptate față de cei care au plătit deja o taxă abuzivă. Stimați colegi, în acest moment singura procedură de recuperare a taxei poate fi realizată prin instanța de judecată, ceea ce îngreunează foarte mult recuperarea banilor pe care deținătorii de mașini le-au plătit. De aceea, consider că în această săptămână, Guvernul ar trebui să vină cu o măsură clară care să stabilească un calendar a recuperării taxei pentru timbrul de mediu. Vă mulțumesc!